În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Prea cu cenți, părinți și iubiți frați creștini. Există elemente esențiale din viață și elemente conjuncturale din viață. Elementele conjuncturale sunt cele care au o mică importanță. Sunt ca praful pe suprafața vieții noastre sau ca stropii de apă. Vin și pleacă. Elementele fundamentale sunt cele care ne determină cu adevărat viața noastră. Și anume cele care determină ceea ce se întâmplă cu noi în veșnicie. Pentru că viața noastră aici ea însăși este scurtă sau lungă, dar este trecătoare. Că poate să fie 70 de ani, că poate să fie 80 de ani, sau că poate să fie ca în vremurile antediluviene de sute de ani, 800-900 de ani, tot trecătoare este, raportat la veșnicie. Din acest punct de vedere, viața este doar o conjunctură. Veșnicia este esențială. Cum anume ne trăim veșnicia? Cum anume ne pregătim pentru veșnicie? Este decisiv. De fapt, acesta ar trebui să fie principala noastră preocupare. Cum să trăiesc în veșnicie? Să trăiesc aici astfel încât să îmi pregătesc pentru veșnicie. Există un adagiu creștin, nu creștin, păgân, latin, carpe diem, trăiește ziua, trăiește clipa, dar nu în sensul acesta, trăiește clipa, în sensul că este trecătoare și acum dacă nu te bucuri de ea o pierzi, ci trăiește clipa astfel încât să te pregătești ca din clipa aceasta sau la sfârșitul succesiunii de clipe care va veni la un moment dat, să fii intrat în împărăția celor. Cum să facem lucrul acesta? Este de fapt singura întrebare esențială. Cum să facem ca să fim împărăția celor? Celelalte sunt secundare. Bineînțeles, contează cum să trăiesc astăzi, cum să îmi plătesc facturile, cum să intru într-un magazin, cum să mă descurc cu această război psihologic, cu acest război psihologic împotriva oamenilor. Lucrurile acestea și ele trebuie făcute. Dar de fapt, de drept, sunt secundare. Am văzut și eu și am constatat, chiar în propria experiență, că în momentul acesta de mare criză mondială, globală, în momentele acestea în care mor mulți oameni în România, în momentul în care tu ai o problemă a ta care te roade, deodată toate acestea nu dispar, dar trec în plan secund. De asta mă gândesc de fiecare dată că atunci când suntem foarte concentrați pe problemele globale, de fapt și de drept să dăm slavă Dumnezeu că nu avem niște probleme directe ale noastre, mult mai mari, care să obnubileze aceste frământări globale. Spune foarte interesant Sfântul Apostol Pavel, dacă ați ascultat, de obicei prea puțin ascultăm, că în fața lui Iisus Hristos nu există, nu contează nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur. Și tot Sfântul Apostol Pavel vorbește despre unii care le cereau creștinilor să se taie împrejur ca să se laude ei în trupul lui, în trupul lor. Nu pentru binele lor, ci ca să se laude ei în trupul lor. Dar în fața Mântuitorului nu aceasta contează. În fața Mântuitorului contează ceea ce suntem noi cu adevărat, în ce măsură suntem noi înșine făptura cea nouă. Bineînțeles că dacă unii se lăsau tăiați împrejur din cauza presiunii mai marilor comunități în momentul respectiv, a mai marilor societăți în momentul respectiv, sau din cauza cine știe a ce drepturi dobândeau în comunitatea iudaică, sau din cauza familiei care îi presa, aceștia nu erau vrejni de Iisus Hristos. Pentru că, de fapt, de drept, Iisus Hristos nu cere aceasta. Nu ne cere să ne tăiem împrejur ca să fim împreună cu El. Ci ne cere să fim împreună cu El. Condițiile trupești pe care unii le pun pentru ca să plăcem, să trăim în viața aceasta, sunt niște condiții trupești care ne fac sufletul nostru mai degrabă cuprins de viața aceasta decât viața cealaltă. Și în felul acesta, vedem că într-un fel ciudat, ajungem asemenea bogatului în această pildă, în această parabolă.
ne bucurăm de viața aceasta, sau așa ni se promite, că ne bucurăm de viața aceasta dacă ne tăiem împrejur. Atunci vom fi cu adevărat bucuroși și fericiți în viața aceasta. Dar fericirea în viața aceasta este trecătoare, este plăcere, nu este fericire, dacă nu este întemeiată pe Iisus Hristos. Săracul acela, Lazar, care era bolnav și vai de capul lui, este cel care suferă și lipsit de bunătățile acestuia, a bogatului. Să spunem că săracul Lazar era neteat împrejur sau teat împrejur, nici măcar nu contează. El însă stătea în răbdare și ducea cu răbdare crucea aceasta, a sărăciei și a lipsurilor impuse de către cel bogat. Pentru că cel bogat putea să împrăștie, putea să dea din bucățile care cădeau la masa sa, să nu le lasă câinilor, să le dea acest sărac. Cei tăiați împrejur puteau să ajute și pe cei neteați împrejur și pot să ajute și acum. Chiar dacă toată structura societății îi face să încearcă să ne împingă pe toți spre o anumită direcție. Atâta vreme cât sesizăm fiecare dintre noi, și sunt convins că fiecare dintre noi sesizăm profunda nedreptate a ceea ce se întâmplă, trebuie să încercăm cumva să diminuăm prin prezența noastră această nedreptate. Atâta vreme cât fiecare dintre noi, sau unii dintre noi, sunt asemenea bogatului acestuia, măcar să încercăm să avem grijă de cei săraci. Ce înseamnă să avem grijă de cei săraci? Să ajutăm acolo unde ei nu mai pot să facă din cauza societății, din cauza sistemului în care ne aflăm. Ce înseamnă sistemul în care ne aflăm? Știți prea bine, multe interdicții care apar. Și interdicții aberante care apar. Nu că nu te poți duce la piscină și nu te poți duce la stadion sau la concert. Ce alte interdicții. În schimb, celui care face ceea ce e societatea, ceea ce societatea, sistemul îi propune, de fapt îi impune, acela are toată viața în față, are și piscina în față, și concertul, și orice vrea el. Adică are toată bogăția. Are toată bogăția. Acum că unii dintre noi sunt dintre aceștia, foarte bine, aceasta așa i-a îndemnat cugetul lor. Și foarte bine, Dumnezeu să-i ajute și pe ei. Dar îi trebuie mereu să țină cont de ceilalți, care poate nu au vrut să facă aceasta, din alte motive. Nu dintr-o încăpățânare, nu dintr-o înapoiere, nu dintr-o, ce se mai spune acolo, că suntem jigniți în fel și chip de către mai mari lumea acestea. Și să-i ajutăm și pe aceștia. Trebuie ajutați, pentru ca să nu fim asemenea acestui bogat nemilostiv. În fața Mântuitorului, și o spunem din nou, nu tăierea împrejur sau netăierea împrejur sunt importante. În fața Mântuitorului contează starea omului cel nou. Și cine este omul cel nou? Este omul care încearcă să se bucure pe toți ceilalți. Este omul care încearcă cu iubirea sa să o dăruiască celorlalți. Este omul care încearcă mereu să poartă de grijă celorlalți. Bineînțeles, totul cu gândul la Dumnezeu. Acesta este omul cel nou. Fie că este tăiat împrejur, fie că este întăiat împrejur. Cine este omul cel vechi? Fie că este teat împrejur sau neteat împrejur, cel egoist, cel egocentrist, cel care se îndreptățește pe sine, cel care caută mereu să se pună pe sine în partea cea bună și să ignore sau să-i învinovățească pe ceilalți. Indiferent dacă este teat împrejur sau neteat împrejur. Să știți că nu numai în iudaism exista mândrie, aceasta mândrie a poporului ales, și în ce alte culturi exista această mândrie. Grecii considerau că ei sunt poporul cel mai important cu cultura care au adus-o. Romanii, latinii considerau că ei sunt cei mai importanți cu civilizația pe care au adus-o. Și acum știm prea bine, occidentalii consideră că ei sunt fruntea lumii acestea. Cei frații noștri de la Răsărit, pravoslavici, la rândul lor, la fel. Numai mândrie în jur. Această mândrie nu este omului celui nou, aceasta este omul cel vechi. Fie că este tăiat împrejur, fie că este neteat împrejur. Și dacă vrea să dobândească mântuirea, omul acesta cel vechi trebuie să se pocăiască. Trebuie să-i pară rău de păcate, să-i pară rău de nepăsarea sa, să-i pară rău de răutatea sa, de împietrirea în sine, de îndârjirea în a se îndreptăți, de a învinovăția celorlalți. Astfel,
Dar cu această schimbare a gândului sau a mentalității sau a minții sale, cu aceasta cu adevărat începe, încetul cu încetul, să se pregătească să fie vasul ales al Duhului Sfânt. Fie că este tăiat împrejur, fie că este netăiat împrejur. Fiecare dintre noi trebuie să vedem, să deschidem ochii. Să înțelegem foarte bine ce spune Sfântul Apostol Pavel. Am mai spus-o și altă dată, deși pare că Scriptura vorbește doar de niște timpuri de mult trecute și în mod special aici, unde vorbește, cred că, galatenilor, mi se pare, despre niște timpuri de mult trecute. De fapt și de drept, Scriptura ne vorbește despre timpurile noastre și despre problemele noastre. Trebuie doar să înțelegem corect, să înțelegem în Duhul ei, să înțelegem în Duhul Ortodoxiei. Ce mai spune Sfântul Apostol Pavel? Că îi poartă în el pecetea, rănile lui Iisus Hristos în trupul său. Așa de mult era unit cu Hristos, încât în sine purta aceste rând. Erau pecetea sa. Erau pecetea, știți foarte bine ce înseamnă. Este cea care se închide o scrisoare, astfel încât să nu poată fi citită decât de destinatar. Atunci când expeditorul vrea să închide o scrisoare, bineînțeles, vremurile mai demult, acum avem e-mail-ul, punea acest sigiliu și pe același punea pecetea. Și acest sigiliu nu trebuia să fie rupt decât de destinatar. Dacă spune Sfântul Apostol Pavel că pecetea sa este Iisus Hristos, înseamnă că sigiliul pus pe el este al Domnului și Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Acesta trebuie să fie sigiliul pus pe noi. Acesta trebuie să fie cu adevărat cel care ne închide pe noi față de păcat și cel care ne pregătește pe noi pentru părăția cerului. Acest sigiliu al Iisus Hristos, al Mântuitorul nostru, se va rupe în momentul judecății pentru ca să se vadă cu adevărat dacă noi, în lăuntru nostru, am purtat aceste pecete sau nu. Indiferent de ce spun mai mari zile în clipa aceasta, nu ei contează, ei sunt conjuncturi. Aceste conjuncturi pot să fie mai bune sau mai rele. Acum trăim într-o conjunctură foarte rea. Indiferent de faptul că sunteți învinovățiți, suntem cu toții învinovățiți pentru starea aceasta societății. Și de fapt nu suntem noi vinovați, ci cei care ne învinovățesc sunt cei vinovați. Pentru că nu fac ceea ce trebuie să facă, ceea ce i-a rânduit Dumnezeu să facă. Și din mâinile lor și din sufletele lor se va cere sufletele celor care au murit acum, nu de ale dumneavoastră. Indiferent de ce spun aceștia, noi trebuie să avem acest gând. Noi trăim pentru Iisus Hristos. Viața noastră este al Iisus Hristos. Trupul nostru, prin faptele noastre care facem, trebuie să fie al Iisus Hristos. Că se întâmplă să ascultăm de mai mari, da, ne pocăim și încercăm să trecem mai departe. Măcar să ne îndreptățim mai departe. Să ne îndreptățim într-o mărșăvie, să ne îndreptățim într-o nebunie care a cuprins lumea aceasta. Să spunem, Doamne, am fost slab, am căzut. Poți încă să mă îndrept. Tu poți să mă îndrept. Tu poți să mă ajuți. Tu poți să mă ajuți să mă mântuiesc. Eu și cei dragi ai mei. Ascultați de lor lucrul acesta. Ascultați de cuvintele acestea, de Evanghelie. Ascultați de Iisus Hristos, care a murit cu trupul și a înviat cu trupul. Și a înălțat la cer cu trupul său cel Dumnezeit. Și nu a murit și a înviat pentru păcatele sale, ci pentru ca fiecare dintre noi să ne putem mântui. Pentru ca fiecare dintre noi să putem cu adevărat să trăim viața omului cel nou încă din lumea aceasta, indiferent dacă epoca în care am fost lăsați, îngăduiți, trimiși de Dumnezeu să trăim, este o epocă prielnică cu adevărat creștinismului sau împotriva creștinismului. Noi, cu ajutorul Dumnezeu, fiecare dintre noi ar trebui să purtăm, să încercăm, să ne străduim, să purtăm în noi, indiferent dacă suntem tăiați împrejur sau netăiați împrejur, de acum înainte, pecetea, stigmatele Domnului nostru Iisus Hristos. Prezența cea vie, prezența cea pătimitoare și prezența cea în viața lui Iisus Hristos. Amin. Lăudați pe Domnul din cer, lăudați pe Domnul cel înalt.